Don't like you, she likes everyone. And I never like to admit that out. A, să vă spun care sunt. Hai că mi l-am tradus aici. Legume. Sparanghel, fasole verde, sfeclă, varză de Bruxelles, varză. Apropo de varză, voi știți că era odată o dieta de varză. De ce credeți că lumea slăbea rău cu dieta de varză? Pentru că varza are calorii negative. Deci poți să mănânci fără număr și nu te îngrași de ea. Dar problema la dieta de varză, că nu mâncai altceva care avea nevoie corpul tău. Și în momentul în care terminai săptămâna aia de varză, băgai varză dimineața, prânz și seara, te îngrășai triplu. Toate dietele sunt așa, dietele restrictive, care îți elimină anumite chestii necesare corpului tău, riști după aia să te îngrași. De aia trebuie să fie o alimentație echilibrată cu toate, cu toți macronutrienții. Mai departe, morcovi, conopidă, țeline, ridic, castraveți, varză chinezească, praz, salată, cicoare, spanac și roșii. Ca fructe avem mere, mure, afine. Era și dieta cu merele, treaba cu merele. Numai prostii, să moară lumea de stomac. În fine. Deci mure, afine, grefui, lămâi, lămâi verzi și zmeură. Mai sunt și condimente și ierburi. Scorțișoară, cuișoare, ardei iute, coriandru, semințe de in, usturoi, chimbir, ceapă și pătrunjel. Deci astea sunt toate alimentele, o să vă las în infobox lista ca să o aveți acolo, puneți-vă pe telefon sau unde vreți voi și când vă e fomică, luați un mare gastron, puneți varză, castraveți, fasole, pentru că foamea, așa cum v-am mai spus în alt video, nu este întotdeauna foame fiziologică, este o foame mentală. Deci învățați să luptați împotriva foamei nervoase și foamei mentale. Vă e foame, aveți poftă de ceva, băgați un gastron de salată, de varză, de castraveți, de morcov și deja gestul în sine că ați mâncat vă ajută foarte mult să treceți peste momentul ăla de agitație, de nervozism. Ce vreau să vă mai spun? Vreau să vă spun că alimentele cu calorii negative, pe lângă faptul că puteți să le mâncați fără să vă îngreșați, au niște proprietăți foarte, foarte bune și eu mi le-am scris aici pe calculator ca să nu uit că sunt zăpăcită. Și sunt, activează metabolismul, stați că le-am scris aici, activează metabolismul, ce te-am în italian. Pot ajuta la controlul nivelului de zahăr în sânge, care este foarte important, foarte, foarte important, pentru că ajută glicemia să nu se ridice foarte mult. Crește nivelul de energie. Energia este foarte importantă, mai ales un regim alimentar, pentru că dacă te simți, dacă mănânci puțin și nu mănânci din toate alimentele, ajungi obosit, adică ești fără energie, te întristezi, intri în depresie. Eu când am început dieta asta, mi-am impus, am învățat zi de zi să nu o iau ca pe o dietă, să o iau ca pe un stil de viață sănătos. Pentru că eu de câte ori am făcut o dietă, de atâta ori spuneam atât de nu mănânc aia că sunt la dietă, nu vreau aia, sunt la dietă, nu măi nene. Și de atâtea ori ratam dieta aia, o lăsam. Pentru că mental, când spui, mamă, sunt la dietă, aolo, nu pot să mănânc decât piept de pui și salată, nu! Voi trebuie să știți că eu piept de pui și salată nu mănânc aproape niciodată. Nu-mi place, pentru mine piept de pui fiert sau astea, nu există așa ceva în dieta mea. Să vă duceți pe blogul meu,
Dieta Janina și să vedeți câte rețete bune și sănătoase care puteți să le mâncați în orice moment și fără să te aolo, sunt la dieta, aolo, mănânc numai salată și pui fiert. Nu există în dieta asta așa ceva și nu e corect. Nu e corect. De aia e foarte important să fiți urmăriți de cineva care vă dă suportul în fiecare zi, pentru că mulți dau dieta, ți-o dăm mână și trebuie să te descurci, trebuie să ai foarte mare forță de, o mare voință să duci o dietă scrisă până la capăt. Dar dacă ești ajutat de persoana care ți-a scris dieta asta zi de zi, o dată a două zile, a trei zile, este mult mai ușor pentru tine să o duci până la capăt. Vă mai spuneam ce beneficii, deci vorbeam de energie. Îmbunătățește digestia și ajută la menținerea unui colon curat, care este foarte important, mai ales la persoanele care au probleme cu stomacul sau cu intestinul. Ajută la curățarea ficatului, pentru că se dezintoxică. Luptă de retenție a apei și pentru a reduce umflarea, deci elimina apa din corp, reduc nivelul de colesterol din sânge. Deci, wow, așa putem să spunem adio la hipertensiune și boli de inimă. Îmbunătățesc sănătatea părului, pielii și unghiilor. Deci noi fetele, ce ne e mai drag decât pielea, unghiile și freză? Deci trebuie să mâncăm cât mai mult din alimentele astea. Ajută la îmbunătățirea concentrării. Deci, mai ales cei care se duc la școală, mâncând aceste alimente, te ajută să fii și mai deștept. Unele alimente sunt sunt adecvate, în special pentru a reduce stresul, anxietatea și depresia. Vedeți, anxietatea, cuvântul ăsta pe timpul meu nu era, nu aveam anxietate noi. Ceaușescu nu ne lăsa să fim anxietoși. Deci, v-am spus, asta este secretul meu. Fără zahăr, fără prăjeală, mănânc de toate, mănânc să mă satur, și alimente cu calorii negative. Sper că video-ul v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă duceți pe blog să vedeți câte rețete sunt, toate rețete sănătoase care puteți să le mâncați. Cine vrea să fie urmărit de mine, să-mi trimite un e-mail, dietajaninachio@gmail.com. Vreau să vă mai spun, înainte să închid clipulețul, încă o chestie. Vreau o dată pe săptămână să răspund la întrebările voastre, pentru că primesc o grămadă de întrebări care se repetă foarte des și așa am să vă rog să îmi lăsați întrebări în info box, în comentarii, despre ceea ce vreți să aflați sau așa. Eu pot să fac un clipuleț în fiecare săptămână în care să răspund la întrebările voastre. Și ne vedem la următorul video. Ciao!